E sâmbătă după amiază, am lăsat în urmă momentele de Sfânta Cină, ne îndreptăm spre o săptămână care ne așteaptă înainte cu surprizele ei. Vă aduceți aminte ce ne așteaptă? Cum să zic? Sabatul reprezintă o pauză care ne scoate din vălmășagul, din vârtejul acesta al vieții, ne așează parcă pe o altă lume. Știți că săptămâna trecută cele două conducte care alimentau cu gaz Europa au fost sabotate. Și, ca urmare, ultimele nădejde ale Europei, cum că prin negociere s-ar putea evita o iarnă mai friguroasă în Europa, deci ultimele nădejde s-au cam dus. Dacă lucrurile stau așa, păi nu se arată prea bine, pentru că oamenii explicau cei ce se ocupă cu problemele. Oamenii s-au obișnuit să trăiască bine. Cu alte cuvinte, s-au obișnuit cu binele. Dacă puțin robinetul se strânge, omul nu are capacitatea să apere pe altul, că n-a fost învățat așa. Omul se apără pe sine și nu-l interesează altul. Îl interesează el. Și ca urmare, mi s-a spus și că evoluăm și că mergem din ce în ce mai bine și că mâine va fi mai bine ca astăzi, așa că am așteptat ca robinetul să se deschidă, nu să se închidă. Dacă se închide, înseamnă că nu mergem unde trebuie și, ca urmare, toată lumea se așteaptă să nu fie bine. Tot săptămâna trecută, războiul. Și au anexat 3 provincii mari din Ucraina. 4? Mulțumesc, 4. Iar ucrainienii au făcut o declarație prin care au cerut ca să se grăbească ritmul intrării în NATO. Acum, vă dați seama că nodul gordian e acolo, adică Rusia, prin referendum, și-a luat o porție destul de mare din Ucraina. Ucraina spune că ea trece cu tot ceea ce este ea în NATO. Așa că, din momentul acesta, lucrurile se încurcă. Se încurcă, adică unde vor fi cele 4 provincii de care spuneați dumneavoastră, în NATO sau în Rusia? Până acum nu s-a știut. De acum încolo, nici atât. Ca urmare, mărul de discordie există. Discordia și ea există, deci avem toate condițiile ca să fie... Fraților, cam asta este săptămâna viitoare. Credeți că ar fi bine sau că e bine să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut sabat și că măcar pentru sabat nu ne-am mai preocupat cu asta? De aceea, să nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ca urmare, unde trebuie să ne uităm? Zice mai departe, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Vă recomand să rămâneți în atmosfera sabatului și mai departe. Nu vă întoarceți ușor și rapid în atmosfera lumii, pentru că nu avem de ce să ne bucurăm. Rămâneți în atmosfera care ne-a dat-o Dumnezeu. Uitați-vă la El. Fraților, cu acestea fiind spuse, vă voi invita să continuăm meditația noastră din tot sabatul acesta.
O meditație în care încercăm să înțelegem pe Domnul Iisus Hristos în dimensiunile sale aproape contradictorii. În lucrurile care uneori nouă ni se pare că se bat cap în cap. Lucrurile care l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos să trăiască o angoază, o teroare interioară, acel Ghețeman extraordinar pe care îl vedem dincolo de cruce sau independent de cruce, atunci când Domnul Iisus Hristos devine din ce în ce mai aproape de noi, din ce în ce mai aproape de păcatele noastre, atunci când Sfânta Scriptură spune că au fost puse asupra Lui toate păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem noi. Ghețemaniul acela este un lucru extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos a venit aici și a devenit una cu noi în carne și în sânge, deci în trup, pentru ca să poată să fie, la urma urmelor, un mare preot milos, care să poată să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ori, privim la cruce și avem impresia că crucea este totul. Dar nu ne dăm seama că, de fapt, mijlocirea sau ispășirea este un proces tot atât de serios și profund ca și crucificarea. Amiază aceasta. Aș vrea să vă invit să înțelegem puțin mai mult mijlocirea Domnului Iisus Hristos sau ispășirea sa. Pentru că ispășirea se face cu sânge. Și pentru că jertfa oferă sângele. Dar slujirea sângelui este cea care face ispășire. Slujirea sângelui. Adică problema este ce faci cu sângele. Poți să aduci jertfă fără nicio problemă. Dar dacă sângele este vărsat, e degeaba. Aduceți-vă aminte că o mare parte a sângelui era luat și vărsat la piciorul altarului. Se ducea prin niște conducte de acolo, direct afară din oraș, în zona de scurgere, zona de gunoi. Era vărsat. Cu alte cuvinte, pierdut. Fără noimă. Degeaba. Ceea ce dădea valoare jertfei era acea mică cantitate de sânge care era recoltată de către preot, care ducea preotul, încă o dată, rețineți această expresie care o folosesc, sângele ducea preotul. Adică ăsta era drumul sângelui. Fără sânge, preotul nu putea intra acolo. Cu sânge, preotul intra pentru ca sângele să poată să facă ispășire. Apropo, ce face Domnul Iisus Hristos acum în ceruri? Un întreg creștinism folosește o parte a versetelor biblice care spun că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a făcut ispășire pentru noi la cruce, dar omite faptul că doar jertfa fără slujirea sângelui face ca ispășirea să fie incompletă. Cu alte cuvinte, ce face Domnul Iisus Hristos acum în ceruri pentru mine și pentru tine? Noi știm foarte bine, El mijlocește. Și când mijlocește, ce face Domnul Iisus Hristos? Cuvintele acelea pe care le găsim spuse ca ilustrație a ceea ce face Domnul Iisus Hristos, și anume, Tată, Tată, sângele meu a curs și pentru cine? Pentru Valentin. În momentul în care Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta,
el ia sângele care a curs în general pentru toată lumea și îl personalizează în dreptul cui? În dreptul lui Valentin și spune, Valentin are nevoie de sânge. Și sângele este pus asupra lui Valentin. În ce situație? În ce caz? În cazul pentru care sau în care rugăciunea mea a strigat către cer spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Și atunci, din sângele crucificării, este așezat asupra mea. Este procesul complet. Scriptura ni-l oferă. Marele nostru preot care stă la dreapta Domnului Iisus Hristos, care a intrat cu sângele său în sanctuar, este prototipul și realitatea mântuirii. Sanctuarul continuă, slujirea sângelui continuă ceea ce s-a întâmplat la cruce. Repet, crucea poate să fie jertfă, dar dacă sângele nu este ispășit, dacă sângele nu este slujit, ispășirea nu-i deplină. Apropo, pentru câți a murit Domnul Iisus Hristos? Pentru câți? Auziți, există în Romani capitolul 5, și asta înainte de a trece la un exemplu frumos pe care vreau să-l analizăm în după amiaza aceasta. Există în Romani capitolul 5, versetul 18, o afirmație a Scripturii uluitoare. Zice așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Pentru cine? Cât sunt candidați la neprihănire? Toți. De ce nu toți au neprihănirea lui Iisus Hristos? De ce nu toți? Pentru că nu în dreptul tuturor este slujit sângele. Cu alte cuvinte, nu în dreptul tuturor Domnul Iisus Hristos poate să spună, Tată, Tată, sângele meu e și pentru el. De ce? Pentru că omul zice, n-am nevoie. Și când omul zice, n-am nevoie, este simplu. Este simplu. Sânge există. Mântuirea lucrează. Dar omul întoarce spatele calvării lui. De asta vorbim atunci când vorbim despre slujire. Slujirea sângelui în dreptul meu. Am nevoie de slujirea sângelui în dreptul meu sau nu? Am nevoie, simt nevoia, mă rog, strig pentru asta sau nu? Sunt într-o legătură directă cu mijlocitorul meu sau nu? Duhul Sfânt face legătura între sanctuarul ceresc unde Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și templul pământesc care este Valentin. Face această legătură sau nu? Trăim într-o vreme în care mijlocirea Domnului Iisus Hristos trebuie să devină din ce în ce mai importantă pentru noi. Și importanța acestei mijlociri trebuie subliniată în viața mea și în viața ta printr-un singur lucru, și anume rugăciunea. Rugăciunea care ține legătura cu cerul. Ne rugăm mult, e multă legătură. Ne rugăm puțin, e puțină legătură. Câte nevoie am de sângele lui Iisus Hristos? Vedeți, mulți dintre noi zic cam așa, am nevoie de sângele lui Domnului Iisus Hristos când văd că mai cad. Când văd că mai cad. Și ca Petru, când suntem pe punctul să ne scufundăm în apă, strigăm și noi, Doamne, scapă-mă.
Și pentru că nu ajungem foarte des cu apa deasupra, da? Ca să nu mai putem respira, din cauza asta nu strigăm de prea multe ori. Și rugăciunea este sporadică. Dar în realitate noi trebuie să înțelegem că mijlocirea este altceva și că noi avem nevoie de mijlocirea lui Iisus Hristos continuu. Și acum, pentru a înțelege ce înseamnă mijlocirea Domnului Iisus Hristos, vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu cu mine la o întâmplare pe care am amintit-o deja. Numeri, capitolul 16, versetul 46 la 48. Deci, Numeri 16, 46 la 48. Moise a zis lui Aaron, ia cădelnița, pune foc în ea, de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare, fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Aaron a luat cădelnița, cum zisese Moise, a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. 14.700 de inși au murit la data aceea. De mult timp, poziția aceasta mi se pare extrem de radicală și extrem de provocatoare între cei morți și între cei vii. Este simbolul foarte clar al poziției Domnului Iisus Hristos. Acolo, la intersecția între viață și moarte, acolo este El. Întotdeauna, aducând viață și oprind moartea. Cum pot înțelege mijlocirea aici? Asta va fi o provocare. A doua provocare, puțin mai devreme. Numeri 11. Spuneam cu o vreme în urmă că secțiunea aceasta care începe de la capitolul 11, din Numeri 11 până în Numeri 18, secțiunea asta are de-a face cu un singur subiect, de fapt. Deși se întinde pe o perioadă mai îndelungată, pe mai multe zile, vă rog să observați, apare aici fenomenul celor 12 iscoade. Întoarcerea poporului înapoi, de la granițele Canaanului, a fost un timp îndelungat. Cu toate acestea, de la capitolul 11 până la capitolul 18, nu se face altceva decât se urmărește dezvoltarea unei singure probleme. Cât de greu sau de ușor este îndepărtarea păcatului din viața unui popor. Sau dacă vreți, din viața unui individ. În perioada asta sau pe porțiunea aceasta, mi se explică cum evoluează păcatul de la sămânță, din momentul în care începe să-și facă lucrarea, până la maturitatea lui. Mi se explică, până la urmă, câte evenimente în succesiunea lor sunt rezultatul aceleiași semințe. Vreți să urmăriți cu mine? Așa, pagină după pagină. Deci, capitolul 11. Totul a început de la momentul în care poporul a început să zică că îi merge rău. Versetul 1, capitolul 11 cu versetul 1. Poporul a zis că îi merge rău. Nerecunoscător, așa este?
a uitat de bunătățile lui Dumnezeu și a zis că nu-i mai merge bine. 2. Poporul a fixat condițiile care i-ar putea aduce fericirea. Și a zis, uite ce se întâmplă. Mai vrem o dată să fie ca în Egipt. Că Egiptul e Canaanul nostru. Iar Canaanul ăsta care ni l-ai promis tu este... Nu ne trebuie. Și Dumnezeu le aduce prepeliția. Foarte interesant este că în timp ce poporul este frământat de pofte, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, chiar în perioada asta Dumnezeu face minuni cu poporul, pentru că în momentul ăsta Dumnezeu ia din Duhul lui Moise și îl așează peste 70 de bătrâni și ni se spune că bătrânii au început să prorocească toți. Iar în tabără au prorocit alții doi, da? Eldad și Medad. Astfel încât tot poporul i-a văzut prorocind și a văzut lucrarea lui Dumnezeu. Mi se pare foarte provocator cum pe fondul acesta unii apostaziază și se îndepărtează de Dumnezeu, iar pe același fond alții primesc binecuvântările lui Dumnezeu. Cum e posibil? Unii mor cu carnea în dinți, iar alții sunt pregătiți să vadă strălucirea lui Dumnezeu. Observați cum se despart drumurile. Apoi, de la sămânța din versetul 1 în care poporul a zis că îi merge rău, lucrurile evoluează la atitudinea Mariei, care se revoltă împotriva lui Moise și zice, nu vorbește Domnul și prin noi? Și știți că urmează lepra Mariei, Moise se roagă pentru ea, Maria este salvată. Pe fondul acesta, poporul se pregătește să cucerească Canaanul. E un fond bun? Pe fondul unor asemenea pretenței, pe fondul unor asemenea dezbateri, să zic eu, să le zic teologice, nu știu cum, dar poporul începe să nu mai știe ce creadă, ce să creadă sau ce crede. Și în condițiile astea ei se pregătesc să intre în Canaan. E de mirare că cele 12 iscoade vin înapoi și au un raport exact pe dos de ceea ce dorea Dumnezeu? E de mirare? Nu e de mirare. De ce au văzut în condițiile acelea pe Anakim ca fiind uriași, iar poporul l-a văzut ca pe niște lăcuste? De ce au văzut așa lucrurile? Citeam la început că noi ar trebui să vedem lucrurile sau să ne uităm la lucrurile care nu se văd. Pentru că cele care nu se văd sunt veșnice, celelalte sunt trecătoare. Spuneți-mi ce au văzut iscoadele. A văzut ceva legat de Dumnezeu, ceva legat de lucrurile veșnice? A văzut ceva din toate astea? Nu. Ca urmare, ei se duc înapoi și dau un raport al lucrurilor trecătoare. Care a fost raportul? Vreau să vă întreb, e un raport real atunci când ei au zis ei sunt uriași și noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor? E un raport real? Dacă îmi spune că țara asta își mănâncă locuitorii ei, e raport real? Observați, vă rog, cum raportul este modificat în funcție de... Nu de realitate. În funcție de percepția, în funcție de credința lor, în funcție de ceea ce doreau ei. Că niciodată Canaanul nu își înghițise locuitorii până atunci. Țara nu își mânca locuitorii ei. Iar raportul din Anakim și evrei nu era ca raportul unor lăcuste pe care le calci în picioare și atât. Poți să spui că limbajul este hiperbolic, este metaforic, cum vreți dumneavoastră, dar
Nu, nu e așa. E prea de tot. Vă rog să observați cum credința se infiltrează și creează o psihoză de masă. Credința, am zis? Necredință. Necredința se infiltrează și creează o psihoză de masă și îi face pe toți să gândească la fel. Deci, dacă ești necredincios, vei gândi la fel cu cei necredincioși. Dacă ești credincios, vei gândi la fel cu cei credincioși. Dar nu se poate până la urmă ca două tipuri de credință să reprezinte amândouă pe poporul lui Dumnezeu. Nu se poate. Există între noi, zilele din urmă, există ideea că poate să fie și o diversitate în ceea ce privește credința. Dacă credința se raportează la necredință și necredința la credință, cele două nu pot să creeze diversitate. Ele sunt atât de antagonice încât este ori-ori. Nu poate să fie marea sinteză despre care noi vorbim în ultima vreme. În ultima vreme se vorbește despre faptul că trăim în timpul marilor sinteze în care lucrurile contrarii se atrag. La Dumnezeu nu e așa. La Satan, binele și răul, în opinia lui, se atrag. Yin-yang. Pentru cine mai studiază și alte filozofii. Yin-yang. Vă aduceți aminte de lacrima aceea, una albă și una neagră, care împreună formează un cerc? Binele și răul sunt împreună. Într-un univers rotund, în care cele două conviețuiesc, astfel încât răul devine necesar. Dar nu mai vreau să intru aici. Este ceea ce astăzi se crede. Cam asta a fost acolo. Urmează 40 de ani în pustie. Și Moise începe și spune: sunt la versetul 14, la capitolul 14. Versetul 19, iartă dar fără de legea poporului acestuia după mărimea îndurării tale, cum m-a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Deci, vă rog să observați, suntem în mijlocul unui proces de necredință, în care deja începuseră să se audă voci în legătură cu Domnul nu lucrează numai prin Moise. Și în timp ce lucrurile încep să lucreze așa, pe de o parte, pe de altă parte, Moise face același lucru ca dintotdeauna. Ce face? Mijlocește. Să nu uitați că mijlocirea este prototipul și de asemenea este slujba de definiție a Domnului Iisus Hristos. Și Moise vine și spune: iartă poporul acesta. Și Domnul îi zice: iert cum ai cerut, dar să știi că vor rămâne în pustie. Pe fondul acesta, poporul se suie la luptă împotriva amaleciților, este bătut, este alungat înapoi în pustie. Poporul cade într-un soi de depresie. Încearcă să înțeleagă de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. Discuțiile fierb tabăra și toți ajung la concluzia că conducerea nu e bună. De unde a început toată treaba? De unde începuse? Vă amintiți? De la Maria. De la Maria. De acolo. Dar gândul acesta de sămânță aruncat încolțește foarte puternic acum. Și da, Moise e de vină. Între timp,
capitolul 15, Domnul se îngrijește din nou de poporul acesta, le dă legi cu privire la jertfe, la plămădeală, la păcatul fără voie, nu păcatul cu voie, la păcatul fără voie. Și pe fondul acesta apare omul care calcă sabatul. De ce calcă omul acesta sabatul? Când, versetul 32. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Nu se mai întâmplase lucrul acesta. Nu se mai întâmplase. Ca urmare, îl pun în închisoare și așteaptă să vadă ce va zice Domnul. De ce omul acesta se duce să strângă lemne în zi de sabat? Spiritul profetic spune că datorită supărării, tensiunea din tabără s-a prins foarte bine de omul ăsta, ca niște cârlige puternice, și l-au făcut să zică: dar cu ce preț Dumnezeu ne întoarce înapoi, iar în pustie, ne-am săturat, de ce nu mergem în Canaan, ce se întâmplă cu noi? Și ca urmare, pentru a exprima totala lui dezaprobare față de conducerea lui Dumnezeu, el se duce să strângă lemne în sabat, arătând că el nu are niciun pic de respect față de sfințenia sau legea lui Dumnezeu. Actul în sine este un act de revoltă. Deci era supărat, era revoltat pe datorită conducerii lui Dumnezeu și face lucrul acesta. Are legătură cu nemulțumirea poporului? Are legătură cu ceea ce spusese Maria înainte? Are? Are. Observați în câte eșantioane, pe câte secțiuni lucrează sau se lucrează în aceeași problemă. Capitolul 16 ne pune față în față cu Core, Datam și Abiram. Și aici explodează, chiar explodează problema. Vom rămâne puțin asupra acestui lucru azi. Înainte de asta însă, aș vrea să mă opresc cu dumneavoastră la Numeri 11, de la versetul 11. Moise stă de vorbă cu Dumnezeu în mijlocul sau pe fondul acestor probleme. Și îi spune lui Dumnezeu: Doamne, pentru ce mă hânești Tu pe robul Tău? Și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Cum mi se pare? Moise spune că să ai grijă de un astfel de popor nu e dovada iubirii, ci e dovada... Poftiți? Mă ajutați? Pedepsei. Mulțumesc! De ce m-ai pedepsit, Doamne, cu treaba asta? Versetul 12. Oare am zămislit pe poporul acesta eu? Oare eu l-am născut ca să-mi zici: poartă-l la sânul tău cum poartă doica pe un copil? Și, fraților, aici este definiția mijlocirii. Aici e definiția mijlocirii. Ce-i mijlocirea? Este să porți poporul acesta cum poartă doica în brațe pe un copil. Și să-l aperi. Și să-l crești. Să-l binecuvintezi. Să-l ierți. Să-l educi. Să-l îndrepți tot timpul. Doica n-are altă treabă decât să crească copilul respectiv. Și Moise spune: nu, poporul ăsta nu e al meu. Poporul ăsta e al tău. Și ia poporul și-l aruncă în brațele lui Dumnezeu.
Și zice, ia mijlocește tu pentru el. Ia-l tu, ia crește-l tu, ocupă-te tu de el. Asta e mijlocirea. Mijlocirea este momentul acela în care toată lumea trebuie să înțeleagă al cui e poporul. Din cauza asta, ceea ce face Moise de fiecare dată în legătură cu poporul ăsta este extrem de, extrem de important. Dumnezeu prețuiește foarte mult ceea ce face Moise de fiecare dată când Moise spune, Doamne, nu-l nimici, e al tău, de fiecare dată, arătând lumii întregi că poporul e al lui Dumnezeu, nu e al lui. În timp ce tot poporul spunea, noi suntem ai lui Moise, că el ne-a scos din țara Egiptului, unde este omul acela? Moise spune, nu! Poporul ăsta e al tău. Aș vrea să înțelegem bine această parabolă pe care o găsesc aici în Vechiul Testament. Pentru că de fiecare dată când în sanctuarul ceresc Iisus Hristos ridică mâinile și spune Tată, Tată, sângele meu a curs și pentru Valentin, Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât ia poporul, mă ia pe mine și mă poartă în brațele lui ca o doică. Și nu-i ușor. Și nu-i simplu deloc. Moise are dreptate când zice pentru ce n-am căpătat trecere înaintea ta că ai pus asupra mea poporul acesta. Nu-i ușor deloc. Domnul Iisus Hristos nu face lucrarea asta simplu. Domnul Iisus Hristos suferă purtându-ne. În ciuda faptului că Moise spune că poporul ăsta este al tău, Doamne, în ciuda acestui fapt, Moise nu pregetă niciun moment să rămână în poziția asta. Repet, capitolul următor, capitolul 14, în momentul în care ei se răzvrătesc și Dumnezeu spune că vor rămâne 40 de ani în pustie, în momentul în care toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre pe Moise și pe Aron, versetul 10, în momentul în care Dumnezeu spune până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui, îi voi lovi cu ciumă, îi voi nimici și așa mai departe, Moise intervine și spune da, versetul 15, dacă omor pe poporul acesta, vor auzi de tine neamurile. Și ce vor zice? Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este încet la mânie. Care e puterea lui Dumnezeu? Să se arate puterea lui Dumnezeu când ai zis, Domnul este încet la mânie. Bogat în bunătate. Fraților, uitați-vă la caracterul lui Dumnezeu și să știți că acolo stă toată puterea lui. În caracterul lui, în felul lui de a fi, în bunătatea lui, este extraordinar. Și Moise, din nou, prin mijlocirea lui, nu face altceva decât arată caracterul lui Dumnezeu, arată ce fel de Dumnezeu avem, cum se poartă el cu mine, cum se poartă cu tine. Asta este mijlocirea. Mijlocirea este modul de a scoate în evidență modalitatea de lucru a lui Dumnezeu. Asta face Domnul Iisus Hristos în ceruri. El nu face altceva decât scoate în evidență modul în care Tatăl se poartă față de mine, față de tine, iertând, susținând, înălțând poporul său până la el. Vreau să vă întreb. Într-o asemenea atmosferă, mai ai curajul să te răzvrătești? Dacă știi cum este Dumnezeu, dacă știi ce investiție emoțională, dacă știi cât de mult ține la tine și cât de greu e, mai ai curaj să te răzvrătești? Mai ai curaj să păcătuiești? Core datam și Abiram.
repede de tot. Versetul 28. Iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri, ca toți ceilalți, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, să știți că oamenii ăștia au hulit. Și vorbește el despre faptul că ar trebui să înghită pământul. Ochii tuturor copiilor lui Israel erau ațintiți asupra lui Moise, în timp ce plin de groază așteptau evenimentul. Când el a terminat de vorbit, pământul s-a despicat în două, cei răzvrătiți au fost înghițiți de vii și au pierit în mijlocul adunării. Observați că s-a isprăvit mijlocirea? Observați că nimeni nu mai mijlocește? Observați consecințele? Judecata lui Dumnezeu însă nu era încheiată. Un foc a ieșit din nor și a mistuit pe cei 250 de prinți care aduceau tămâie. Acești oameni nu se răzvrăteau pentru prima dată. Cu toate acestea, nu au fost nimiciți odată cu principalii autori ai conspirației. Lor li s-a îngăduit să vadă sfârșitul acestora și să aibă ocazia să se pocăiască. Ați sesizat lucrul ăsta? Li s-a dat ocazia încă o dată să se pocăiască atunci, în momentul ăla. Dar ei simpatizau cu cei răzvrătiți și din cauza asta au împărtășit soarta lor. Chiar și atunci când Moise i-a cerut poporul Israel să fugă, când a văzut că pământul se desparte și a spus fugit și poporul a fugit, chiar și atunci, judecata divină ar fi putut să fie oprită dacă Core și ceata lui s-ar fi pocăit și ar fi cerut iertare. Observați, vă rog, cât de mult poartă Dumnezeu la sânul lui poporul său, până unde merge. Dacă și atunci când le-a zis fugiți la o parte și când a început pământul să se clatine, s-ar fi pocăit, s-ar fi putut opri totul. Dumnezeu, în marea lui milă, a făcut o deosebire între conducătorii răzvrătiți și aceia pe care aceștia îi conduseseră. Acelora care s-au lăsat înșelați, li s-a dat timp pentru pocăință, li s-au dat dovezi zdrobitoare că erau greșiți și că Moise avea dreptate, iar manifestarea deosebită a puterii lui Dumnezeu a înlăturat orice îndoială. Domnul Iisus, îngerul care mergea înaintea evreilor, a căutat să-i scape de la nimicire. Iertați-mă. Ce a făcut Domnul Iisus în tot timpul ăsta? N-a făcut altceva decât să caute să-i scape de la nimicire. Etapă cu etapă, pas cu pas, minut cu minut, ocazie după ocazie. Folosiți-o! Folosiți-o, oameni buni! Ce e asta, dragilor, dacă nu e mijlocire? Sau rezultatul mijlocirii? Ocazie după ocazie. Întoarce-te înapoi! Iertarea era gata să le fie dată. Judecata lui Dumnezeu era acum foarte aproape și apela la ei în vederea pocăinței. Judecata lui Dumnezeu le cerea să se pocăiască ca să poată să fie iertați. E cum lucrează Dumnezeu. Aduce judecată pentru ca să-i determine să ceară să fie iertați. O intervenție specială, irezistibilă a cerului, făcuse ca răzvrătirea lor să se oprească. Cu puțin timp înainte. De frică s-a oprit. Tensiunea care era în tabără i-a făcut să se oprească pur și simplu.
Acum, dacă aveau să răspundă la intervenția sau la providența lui Dumnezeu, puteau fi salvați. Dar în timp ce fugeau de judecată din cauza fricii de nimicire, răzvrătirea lor nu era vindecată. Foarte adânc, foarte profund. Mai rămâneți cu mine puțin. Am nevoie să termin paragraful acesta care mie mi se pare extraordinar. Plin de teamă, plin de frică, convinși că n-au dreptate, dar răzvrătirea lor nu fusese vindecată. Extrem de greu de scos din rădăcină. Începuse acolo, în capitolul 11. Am ajuns în capitolul 18. Avea istorie, se înșurubase bine în viața lor. Nu ieșea. Ei s-au întors în noaptea aceea la corturile lor îngroziți, dar nu pocăiți. Foarte, foarte profund. Fiți atenți la aceste deosebiri. Îngroziți, dar nu pocăiți. Ei fusese rălingușiți de core. Până la nivelul că au început ei înșiși să creadă că în adevăr erau oameni foarte buni. Frații mei, asta este o problemă cu noi. Ne place lingușirea. Ne place să ne spună cineva, ești bun. Ca și eu să cred că sunt bun. Dar vreau să vă întreb, ați observat care e problema? Atunci când crezi că ești bun, care e problema? Te vei supăra ușor. Ușor vei deveni victimă. Vei spune, aoleu, eu sunt atât de bun și uite cum se poartă cu mine. Te vei răzvrăti foarte ușor. Vei da vina pe altul foarte ușor. Asta e capcana. Și Domnul Iisus Hristos ne spune că vrea să ne dea neprihănirea Lui. Dar Domnul Iisus Hristos face două lucruri în același timp. Nu lingușește pe nimeni. Asta în paranteză. Și cele două lucruri în același timp este că în timp ce îmi arată cu legea Lui unde am greșit, în același timp cu harul Lui mă ridică. El lucrează cu amândouă în același timp, astfel încât să nu mă lingușească niciodată, să nu spună niciodată degeaba, hai Valentine, nu vrei să folosim împreună un limbaj pozitiv? Haideți să terminăm cu situația asta psihologică nedorită, în care mereu și mereu trebuie cineva să vă mustre. Hai să vorbim și altfel. Dar nu erau supuși sau nu erau dispuși să se supună acestei hotărâri și au încercat să creadă că Moise i-a înșelat. Au nutit speranța că era pe cale să se stabilească o nouă ordine a lucrurilor, în care lauda avea să înlocuiască mustrarea și o viață ușoară urma să aibă locul neliniștii și conflictului. O nouă ordine a lucrurilor, New Age, dacă vreți, o nouă ordine socială, în care lauda avea să înlocuiască mustrarea și o viață ușoară urma să ia locul neliniștii și conflictului. Oamenii care pieriseră, le spuseseră cuvinte lingușitoare și pretinseseră că au față de ei mare interes și iubire, iar poporul a tras concluzia că Core și tovarășii lui au fost oameni buni și că Moise fusese prin anumite mijloace cauza nimicirilor. Au fost oameni buni Core, Datam și Abiram? Cel ce mijlocise pentru ei a fost considerat ca fiind unul rău. Moise, care își dăduse viața pentru ei, n-a fost apreciat. Cei care i-au lingușit au zis că sunt buni. Cum e posibil? Vorbind mai departe, mi se spune, noaptea aceea încercării n-a fost petrecută în pocăință și mărturisire, ci în născocirea unui mod de a se opune dovezilor ce îi arătau ca fiind cei mai mari păcătoși. Nu mai vreau să se vadă ca fiind păcătoși. Înțelegem? Nu mai vreau.
vreau să se vadă ca fiind cum? Buni, neprihăniți. Ne ajunge cât ni s-a spus că suntem păcătoși. Vă rog frumos, spuneți-ne că suntem buni. O nouă ordine. Satana era prezent ca să le pervertească judecata, să aducă la nimicire ca pe niște orbi. Am citit din cartea Patriarhi și Profeți. Pe fondul acesta, ultima scenă. A doua zi dimineața, după ce au petrecut noaptea în felul acesta, căutând o manieră în care să termine cu mustrarea și să fie și ei apreciați în sfârșit, pe fondul acesta, a doua zi, o nouă răzvrătire a poporului. O nouă răzvrătire. Au venit și au spus, voi ați omorât pe poporul Domnului, arătând că Moise era vinovatul. Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. Atunci Moise și Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii. Domnul a vorbit și a zis, dați-vă la o parte. Ce înseamnă să te dai la o parte? Nu mai mijloci. Nu mai mijloci pentru poporul acesta. Gata. Și Moise este acela care nu se dă la o parte. Arătând lumii întregi cine e Dumnezeu. Arătând lumii întregi că Dumnezeu este acela care nu se dă la o parte în fața nimicirii. Arătând lumii întregi că meritam să fim de multă vreme nimiciți. Și totuși n-am fost nimiciți datorită faptului că există un mijlocitor în cer care strigă, Tată, Tată, sângele meu, sângele meu și sângele lui Iisus Hristos stă acolo. Înțelegeți prețul? Prețul este prețul cel puțin pe care l-a plătit Moise atunci când n-a plecat din locul acela. Avea toate motivele să plece. Avea toate motivele să se dea la o parte. Așa cum și Domnul Iisus Hristos avea toate motivele să plece și să dea la o parte în Ghețemani. Așa cum Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele lui spunând, Tată, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează. Arătând că lupta de a rămâne în locul acela era extrem de grea. Nu, Domnul Iisus Hristos n-a rămas acolo în virtutea inerției, ci în virtutea unei bătălii teribile pe care a simțit-o și Moise acolo, în fața cortului, când n-a plecat. În timp ce Domnul îi spunea, dați-vă la o parte ca să-i nimicesc. Moise a zis lui Aaron, ia cădelnița repede. Ia cădelnița, pune tămâie în ea, pune foc în ea, du-te repede la adunare, fă-i spășire pentru ei că ai zbunit mânia Domnului. Era clar, Moise a simțit toată mânia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a spus că urgia a început în tabără. În condițiile acestea, Moise îi spune lui Aaron, fă-i spășire. Du-te între morți și vii și nu te mișca de acolo. Asta este un alt moment extraordinar al ispășirii. Când stai între morți și vii, știi exact unde este linia urgiei. Și stai în fața urgiei, față în față cu ea. Și ești primul care spui așa, dacă Doamne, dacă vrei să mai nimicești pe cineva, nimicește-mă pe mine. Eu sunt următorul. Și Moise s-a așezat acolo, iertați-mă, Aaron s-a așezat acolo și urgia a încetat. Încă o dată, gândiți-vă la prețul de a sta acolo între morți și vii și la Iisus Hristos. Și nu numai Iisus Hristos, și tu ești chemat să faci același lucru. Te-ai așezat vreodată între morți și vii? Te-ai așezat vreodată în rugăciune să strigi la Dumnezeu cu orice preț, Doamne, eu nu mă mișc de aici. Nu mă mișc de aici, dintre morți și vii? Câtă iubire trebuie să fie în inima lui Dumnezeu? Câtă iubire trebuie să fie în inima ta, în inima mea, pentru ca să stau acolo unde să-mi risc viața pentru fratele meu, pentru poporul meu?
Asta este istoria mântuirii. Dumnezeu are nevoie de o asemenea atitudine în poporul său și în biserica sa. Se lasă seara, Părinte. Încheiem aici aproape un sabat întreg. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. Am meditat împreună la mijlocirea Domnului Iisus Hristos și de asemenea la mijlocirea noastră și te rugăm, Tată, să ne dai suficientă iubire pentru ca să înțelegem pe Domnul Iisus Hristos. Să ne dai suficientă dispoziție de a ne jertfi pentru ca jertfa Domnului Iisus să nu ne fie străină, ci să ne fie comună, să știm ce înseamnă asta. Ferește-ne de firea veche. Smulge, Doamne, din noi răzvrătirea și toate urmele de păcat care și-au făcut, Doamne, drum și rădăcină în viața noastră. Îți mulțumim pentru mijlocirea Ta. Îți mulțumim pentru sângele Tău. Îți mulțumim pentru clipele de har pe care le trăim. Ajută-ne, Doamne, să se vadă că suntem beneficiarii harului Tău. Și câtă vreme mai este timp, împlinește, Doamne, în noi neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Fă-ne ascultători de poruncile Tale, iubitori de orânduirile Tale și de viața Ta. Rămâi cu biserica noastră în săptămâna care urmează. Harul Tău să se întindă peste noi. Să ne ferească, să ne ocrotească, să ne binecuvinteze, până când ne vom întâlni aici într-un nou popas cu Tine sabatul viitor. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.